Noi vă mulțumim în numele pacienților care vor fi salvați. Aici am dotat și după Teledon, am două, le-am dotat și cu injectomate și cu monitoarele de funcții vitale și ventilatoarele sunt de la stat. Da, este o realizare impresionantă. Ceea ce vedeți e o premieră. Președintele Klaus Iohannis vizitează unitățile mobile care fac din România singura țară a Uniunii Europene care deține terapii intensive pe roți. Este impresionant ce am văzut astăzi împreună. Sunt dotări de ultimă oră și sunt convins că atunci când va fi nevoie de ele, vor fi extrem de utile. Vreau să mulțumesc tuturor celor implicați pentru acest proiect. Un pas uriaș făcut într-o țară cu un sistem medical neglijat atunci când vine vorba de investiții sau modernizări, în care lipsa de personal e tot mai mare, iar șansele de salvare pentru pacienți tot mai mici. Așa că ceea ce se întâmplă azi e ca și cum sistemul însuși a fost conectat la oxigensivă pe care fundația mereu aproape le-a achiziționat pentru a le pune la dispoziția statului. Fiecare dintre ele are câte 12 paturi de terapie intensivă, 12 monitoare cu funcții vitale și 12 console cu injectomate. Secund, 77.000 de euro au fost direcționate către cele două unități mobile și echipamentele din interior. Convoiul de unități mobile a impresionat încă de la intrarea în țară, fără ca oamenii să știe și cât de importante sunt ele pentru salvarea unei țări. Cele patru tiruri înseamnă la propriu viață pentru 48 de bolnavi în stare critică, în orice colț al României. Wow! Deci am practic două camere care vin ca în fază, una mare, cea de pe dreapta, care o cuprinde pe cea de pe stânga. Și cam asta e practic... Și bine, una este... e să le vezi pe hârtie, să știi ce comanzi, și alta este să le vezi în realitate. E fiecare... pat în parte are injectomatele care sunt deja consolele cu injectomat și acum trebuie să montăm monitoarele, partea de monitoare de funcții vitale. Unitățile mobile oferă condiții aproape ca în orice terapie intensivă aflată la interiorul unui spital. Sisteme de ventilație care purifică aerul, instalații pentru buteliile de oxigen, platformă mobilă care să urce targa cu pacientul. Chiar și pereții și pardoseala sunt din materiale antibacteriene specifice unui spital. Pot funcționa independente datorită generatoarelor sau pot fi legate la surse de curent în apropierea spitalelor. Am spațiu chiar mai bine decât de multe terapii din un spital județean, de exemplu. Calculat de partea asta, sunt undeva la 1,13 cm, cam așa, 1,04, ceea ce îmi permite să mă mișc foarte ok, indiferent ce situație aș avea, am spațiu de rechet. Am văzut chiar, de exemplu, spitale în care era undeva la jumătate de metru. Am văzut și eu. Noi stăm mult mai bine. Deci cred că arată, dacă uiți că este mobilă, exact. Arată mai bine decât exact. multe unități. Iar ca ce îți oferă, bineînțeles. Cele două tiruri ale fundației mereu aproape, alături de alte două donate de companii private, vor fi trimise în puncte cheie din țară și așezate lângă spitale mari. Suportul lor va fi esențial nu doar în perioada pandemiei de coronavirus, ci mai ales după, pentru accidente, cutremure, dezastre naturale sau industriale, situații în care pot exista victime multiple. Trebuie să vă mulțumesc încă o dată. Ați demonstrat că umăr lângă umăr, printr-o donație, indiferent de valoarea ei, putem face miracole și salva vieți în vremuri atât de grele. Emma Schweninger a fost și azi și ieri lângă unitățile mobile de terapie intensivă. Știi, mereu au fost întrebări la fundația mereu aproape legate de vom ajuta doar în Bucureștiul României la Timișoara, iar celălalt în Moldova la Iași. Mai sunt alte două unități mobile de terapie intensivă care au fost cumpărate de companii private. O astfel de unitate va rămâne la București, iar cealaltă va pleca tocmai către Cluj. Și într-adevăr, în momentul în care un spital dintr-un județ nu mai are paturi libere în secția de terapie intensivă, pacienții în stare gravă sau critică vor putea fi îngrijiți în aceste unități mobile de terapie intensivă. De exemplu, dacă vorbim de un accident cu victime multiple, spitalele pe roți vor putea fi trimise oriunde și vor putea fi folosite imediat.